Marian, ce se mai întâmplă cu zodiile în următoarea perioadă? Poți să mănânci liniștit? Mâncați, eu n-am. Nu, nu, nu. Poți să mănânci liniștit, Irinel. Domnul știu de unde vine domnul Golea, nu mai vrea să mănânce azi nimic, da? Așa. Și nici mâine, nici poimâine. Deci, de pe data de 10, din 10 martie, am intrat în această lună de iepure urâtă de tot, pentru, începând cu bivolii, vă spuneam, bivolii săracii au două stele de metal, atenție mare când conduceți. Deci trebuie să am grijă când conduc mașina, da? După care tigrii... Până când? Până pe? Până 8, parcă. Aprilie. 8 aprilie. După care se intră pe o lună genială. Du-te și cumpără-ți o mașină de transportat bani, blindată. Bine. Ai zis? Am zis. După care vine tigru. Tigru, luna aceasta o să aibă depresie. O să fie ceva care pur și simplu îl bagă în depresie. Activitatea de acasă, o nereușită la servici. După care urmează... Tu poți să mai detaliezi pentru unii, nu? Adică dacă ai mai mult, cum simți? Deci sigur, depresii? Depresii. Nu, tigru, asta e boala lui. Când se întâlnește iepurele cu tigru, aduc prea mult lemn, foarte bun de creativitate. Dacă păi scriu, ce trebuie să facă să nu mai fie? Să scrie, să-și găsească o activitate, să-și găsească un hobby, să facă ceva. Dacă stau pe gând... Un goblen, ceva. Un goblen, o ață cu... Hai să nu te supăra, frate. Da. Mergem la Steaua 2. Vă spuneam că ăsta, iepurele, fiind luna lui, va avea multă putere. E adevărat că vine Steaua 2 a bolilor, dar de fapt poate să fie îmbolnăvire mai mult a relațiilor. Poate să aibă gura cam mare. Aha. În față de la tigru. Da. Așa că feriți-vă. După care vine, v-am spus, dragonul este cel mai nefericit, cel mai nefericit. Nici șarpele n-ar sta prea bine, au o lună de conflicte. Toată luna numai conflicte. Deci de pe 10 au trecut 7 zile, mai au încă 3 săptămâni. Calul face bani. Dar banii ăștia nu l-ajută foarte mult, pentru că are pământ. Poate să-i aducă ceva de îmbolnăvire, adică chiar dacă face bani, cel mai bine oile. Pe primul loc, cele mai bune. Da? Cele mai bune. Au suma 10, se numește două stele nemaipomenite, de prosperitate, iepurele îi ajută, tot ce vrei tu. Tot. Totul e pe strada lor. Maimuța, din nefericire, are o pedeapsă din cauza iepurelui. Și cu toate că are stelele astea bune care îl ajută, iată că nu va duce deloc bine și trebuie să se împace cu aia cu care lucrează. Cocoșul... Adică domnul Columbeanu, cum ar fi? Cocoșul. Așa. Da, nu vorbim. Cocoșul are steaua 5 anuală care îl omoară, care îl distruge, iepurele dușmanului, adică poate dintr-o dată să aibă ceva la stomac. Atenție mare la ce mănânci. Luna asta e capitală, da? După care... mâncat e foarte bun. O să vedem după aceea. Să păstrăm o bucățică și pentru autopsie. Ideea este că nu o duc bine deloc și nici vestul. Uitați-vă ce se întâmplă la America, ce scandalul se mai pune. Mergem mai departe și vine câinele. Câinele, deși are un an bunicel, luna asta este ajutat de prietenul secret de iepure, dar nu încercați să cumpărați nimic, nu semnați hârtii, nu faceți lucruri nebunești. Mistrețul are ghinion. Asta e, ghinionul. În rest, cel mai bine v-am spus, o duc șobolani, așa că veniți la noi. De chiar de șobolani n-ai zis nimic. Șobolani o duc foarte bine, au două stele de prosperitate, dar sunt pedepsiți. Deci pot să facă bani câți vor ei. Dar? Dar
e cineva care îl dă o palmă din când în când, care îi deranjează la culme. Poate să-i scoate de pe firul vieții lor o nebunie. O nebunie îi scoate. Bani câți vrei, nu banii contează. Banii are toată lumea, ca să zicem așa. Banii e maculatură, cum, e spunea, maculatură, un, cum da. Spunea un clasic în viață. Da. Dar când sunt puțini, te ajută să-ți cuperi fericirea. Dar acest iepure, luna este foarte urâtă. E pedeapsă. Bun. În rest, o să ne întâlnim în luna de dragon. Așa, vreau să te întreb câteva previziuni generale, da? Da. Un șervețel pentru domn. Așa, așa. Bun. Câteva previziuni generale sau câteva lucruri pentru toată lumea. Ai deci, vorbit pentru fiecare? Pentru toată lumea, cel mai important lucru e să nu stea în centrul casei. Să? Nu stea în centrul casei. Deci unde? Adică în living? Intră în depresie. Adică poți să aibă niște discuții care nu-i duc decât la depresie. E o lună, v-am spus, nu prea fericită pentru multe zodii. Sunt unele zodii care o duc nemaipomenit, cum am zis despre oaie. Da. E extraordinar. Dar sunt unii care nu sunt așa fericiți. Și da. Dacă nu se păzesc, este foarte, foarte dificil. Bun. O să vedeți și acum cu... Am avut săptămâna trecută o emisiune cu o doamnă foarte simpatică și mi-a dat un teanc de oameni. Și m-am uitat la teancul ăla de oameni pentru alegerile astea, că toată lumea e nebunii cu alegerile astea. Parcă n-ar fi toți români. Toată lumea. Eu sunt de acolo, eu sunt de... În fine, nu mă bag în politică. Dar la un moment dat a întrebat, zice, dar niciunul din ăștia nu e bun. Nu e bun? Și am zis, domne, e unul, dar nu știu cum îl cheamă. Și i-am zis, de unul, Burduja sau așa ceva, care nu era candidat. Da. Surpriza care a fost? El ar fi avut cele bune. A doua zi a devenit candidat. Da, dar acum nu mai e candidat iar, adică da, sunt niște nu, discuții. Nu. Sau dar iar nu o să mai fie... Este, are niște stele foarte bune. Am înțeles, nu facem noi pentru politicieni, noi nu facem la emisiune, dar pentru o sumă modestă ne prezentăm și venim imediat și cu soluția. Sigur, și cu factura, că noi lucrăm curat. Da, și cu 19%. Păi asta zic, adică nici nu se pune deci problemă. Da. Ideea era că să nu mai crească TVA-ul, că ei, tot ei o plătesc. Foarte frumos. Notele juriului, cel care a mâncat în restaurante strălucite ale lumii, cum s-a descurcat colegul nostru Salomia? Cu ce 10. Iarăși ai reușit. Bun, o să vedem. Dulcele îl păstrăm pentru Diana și pentru Vali Vigelie. Știi că lui i-au plăcut totdeauna... Dulcețurile. Exact, da. Îi mulțumesc foarte mult lui Marian. 3 minute, curat conform planului și maestru Horia Muculescu, care, pentru că astăzi este 1 aprilie, are o amintire doar de acum 70 de ani despre... Da, e o farsă foarte hazoasă. Bună ziua, maestru. Să-ți mâine, doamnă. Domnule, eram student și era Dej, Gheorghiu Dej. Era un tip care zâmbea, Gheorghiu Dej. Lipsa zâmbetelui ulterior. Da. Și pe frontispiciul casei centrale armate era o bandă cu... Cercul militar astăzi. Cercul militar, da? Da. O bandă cu anunțuri cu becuri. Și s-a anunțat pentru data de 1 aprilie un zbor cu elicopterul din piațeta din fața cercului militar. Așa, 25 de lei. Nu erau puțini bani, da. Dar 25 de lei, un zbor cu elicopterul de 20 de minute. Așa. A doua zi, lume 1000 spopor. De persoane. Da. 1000 de persoane, până la cap și încolo, așa. Și la ora 13 a apărut anunțul. Îmi pare foarte bine că ați venit, e pe căleală din 1 aprilie. Așa s-a născut și un miting. N-a huiduit nimeni, da? A râs toată lumea. Azi ar fi huiduit. Astăzi ar fi devalizat tot acolo. Da. Ceea ce denotă că eram un, pe vremea încă mai aveam umor, încă nu dispăruse umorul. Nu ni-l, da, ba da, e perioada aia până în 55 s-au întâmplat niște lucruri atroce în România. Așa da. Este. Da, nu vreau să discut, da.
Bună! Bine te-am găsit! Bine ați Doamne, venit! Să vă sărut mâna! Avem aici de-a face cu un... o să avem câteva... Maestru mi-a spus așa. O să fie câteva anunțuri foarte importante pe care vreau să le fac. Sunt trei subiecte care mă frământă și urmează să le aflăm împreună în direct. Până atunci însă profităm de prezența suavă a Marianei Cojocaru ca să știți și voi de ce trebuie să vă feriți, pentru că, stimați telespectatori, fiind în 1 aprilie, ar putea să urmeze diverse capcane, păcăleli pentru următoarea perioadă. Așadar, mai stai să vedem, completăm împreună cu umor ce ne va spune Mariana. Deci, pentru berbec. Aveți berbeci în familie? Nu, tatăl meu era berbec. Dumnezeu să-l iert. Așa, ce face berbecul? Berbecul trebuie să fie foarte atent la intuiția lui ca să se poată feri de capcane. Fiind o zodie în care se spune că ambiția, încăpățânarea, determinarea îl face să acționeze pripit, poate să fie păcălit și să pice în orice fel de capcană întinsă de alții. Dar intuiția este cel sau cea mai bună aliată posibil. Mai departe. Taurul, privirea. Privirea face cât o mie de cuvinte. Dacă te uiți la un om și îl măsori, îți dai seama din ochi dacă spune adevărul, dacă e onest, cinstit sau dacă nu. Gemenii, la a doua vedere sau întrevedere. De ce? Pentru că la prima, fiind un entuziast, nativul Gemeni poate fi foarte ușor prins. L-ai servit cu o cafea, cu o vorbă bună, petrecerile, că sunt oameni petrecăreți și sociabili, se pot dovedi adevărate curse. Prin urmare, la a doua întrevedere, lucrurile vor sta altfel. Bravo! Sau dă-ți românului mintea de pe unul. De la a doua întâlnire. Așa? Rac. Tu, racule, trebuie să fii întotdeauna cu cineva. De ce? Pentru că tu, fiind sensibil, ești un pic mai vulnerabil. Dar dacă este cineva lângă tine, ca și second opinion, da, a doua părere, atunci lucrurile vor funcționa cu totul altfel. E bine chiar să fie un specialist, poate să fie un mediator, un avocat, depinde de situație. Frate, soră, aha, da? Bun. Leu, aici. De ce? Ai auzit de Jiminy Cricket din, da, Pinocchio? Da, conștiința lui Pinocchio, ăla micu. Sigur că da. La leu, acolo funcționează perfect. Pentru că nu poți să fii nici păcălit. Da? Da? Ești întotdeauna atent la ce se întâmplă în jurul tău. Asta pentru că l-avem și pe Tudor. Da? Și da, trebuie, da, să, da, înțeleagă, da, da, și el. Iar la ceilalți îi spunem inner voice sau îngerul păzitor. Doamne ajută! Bravo! Deci atenție la îngerul păzitor, nu veți fi păcălit. Va trebui să abuzeze chiar de inteligența mercuriană și de partea telurică a zodiei. Adică să rămână foarte bine ancorați în realitate. Sunt de regulă foarte atente la detalii și destul de rar pot fi păcăliți. Da, natura duală a zodiei este o capcană, e cel mai mare pericol. De ce să fiți maestră? Pentru că dualitatea funcționează altfel. Nu zice nimic. Da. Balanță. Ei, balanța, în momentul în care este în preajma cuiva și poate să fie păcălită sau păcălit, simte un fior pe șira spinării, cum spunem noi. Coloana este activă. Și atunci este un semn. Deci întotdeauna stările acestea sunt esențiale. Precum și starea de spirit, pentru că dacă te arunci într-o vâltoare, trebuie să știi despre ce e vorba. Scorpionul are un mental foarte puternic. Se spune că rar poate să fie mințit. Mai degrabă se auto-amăgește, dar fiind foarte suspicios, întotdeauna va cântări lucrurile și le va întoarce pe toate părțile. Soția mea e scorpion. Normal.
Radarul funcționează mereu. Săgetătorul trebuie să se informeze în prealabil. Fiind zodie de foc, este destul de repezit sau repezită atunci când ia decizii sau acționează. Și poate pica foarte ușor în plasa cuiva. Așa. Datorită faptului că e repezit, e optimist, crede că Jupiter îl va susține întotdeauna și e adevărat că îl poate susține, dar până la un punct. Aha. Prin urmare, dacă ești informat, ești de două ori mai câștigat și mai nu poți să fii păcălit. Așa. Capricornul trebuie să se gândească întotdeauna la faptul că precauția este mama înțelepciunii. De regulă foarte rar pică în plasa cuiva. Capricornul se spune că este cel mai calculat din punctul acesta de vedere. Dar precauția nu strică la casa omului și prin urmare trebuie să cântărească fiecare cuvânt. Empatizarea funcționează de regulă perfect, numai că trebuie să-i dai gir. Bravo! Vărsător? Vărsătorul funcționează așa. Take your time. Deci ia-ți tu timp ca americanul. Gândește-le, întoarce-le pe toate părțile și atunci nu o să fii păcălit. Să și spune că dacă cineva păcălește un vărsător, România este în zodia vărsătorului, și va lua pleasnă de sus rău de tot. Da? Și cu peștii, și cu la mine și la domnul Moculescu pe stradă? Ca să nu fie păcăliți, pentru că ei sunt atât de sinceri, peștii. Da? Asta da. Sunt foarte sinceri, sunt foarte deschiși, pun suflet în tot, se spune că au un al șaselea simț. Prin urmare, se spune că ei pot să fie foarte atenți la limbajul non-verbal. Ceea ce n-aș putea să sfătuiesc niciodată un berbec, pentru că berbecul funcționează pe alte principii. Aha. Prin urmare, dacă studiezi limbajul non-verbal al unui om, așa? Tu îți dai seama dacă te păcălește. Am pentru înțeles. Că ai, eu cu domnul spate, da. Ai în spate senzori, extrasenzori care te ajută și care mai sunt și conectați la univers. Dar nu știi ce atent sunt eu cu limbajul verbal? Da. Asta știu. Că uneori ar veni și peștelui să mai zică verbal. V-am văzut și eu și v-am ascultat de multe ori și știu că e așa. Dar aici, ca să nu fii păcălit, să nu fii atras. Apropo, da. Suntem în ziua păcălilor. Prima... Maria Angolea vorbește despre perioada predicții pentru 8 aprilie, 8 mai, cam așa, da? Da, da, până pe ziua fostului partid. Deci, hai să vă spunem așa, este o lună de dragon. Și nu numai atât, are încă un element de pământ. Atenție pentru cei care aveți pământ în ceart foarte mult, nu este o lună bună pentru dumneavoastră. Mergem mai departe. Șobolanul. Șobolanul duce fantastic, face bani, face tot ce vrea el. Atenție la sănătate. De ce? Păi nu uitați că pământul distruge apa. E o veche relație. După care vine bivolul. Bivolul, senzațional. Orice începe, o să dăinuiască. Orice începe acum o să-i aducă bani. E pentru viitor. Singura lor problemă, atenție ce mâncați, oameni buni. Aveți o tendință de a vă dezvolta niște dureri de stomac fără să știți de ce. Mergem mai departe. Tigru. Iată că și pentru tigru a venit o lună bună. Tigru, până acum spuneam noi că are o gură rea, iată că acum are idei. Să și le pună în practică, că dacă nu, nu există. Orice idee este foarte bună. Mergem mai departe, vine... Iepuraș coconaș. Băi, aceste iepurașii au două stele, unul de victorii. Felicitări pentru aia care se însoară, felicitări pentru cei care dau examene, felicitări pentru toți care au anumite acțiuni, au steaua victoriei. După care urmează dragonul, care este unul dintre cele mai năpăstuite. Dragonul are atâta pământ, pot să aibă atâtea probleme la stomac, au și steaua bolilor. Nu e bună luna pentru dragon. Nu e bună deloc, nu e bună deloc. Prea mult dragon pot să facă greșeli, greșeli intenționate, care ei zic că scapă și nu scapă. Oribilă luna. Mergem la șerpi. Șerpii,
deși în Parcul Dragonia aceea stea de boală și de, să zicem, de înrăutățirea relațiilor, ei o duc un pic mai bine. Doar un pic. Atenție la furturi. Calul. Calul, pe primul loc, la rău. Pe primul loc. Are tot ce e mai rău luna asta. V-am spus, cu tremure. Poate să aibă și focuri. Poate să le cadă și vreun avion, dacă nu sunt cuminți. Poate să aibă vulcani. Orice, orice vreți ai dumneavoastră acolo e urât. În zona de sud, merge spre Italia, Grecia, încolo. Da? Mergem mai departe la oaie. Oaia o duce bine. E prima oară oameni că m-au zis că oaia o duce bine. Au șanse să răzbească în toate lucrurile care le încep, dar atenție mare pentru oamenii care au avut probleme din spate cu justiția. Mergem mai departe. Mai departe este maimuța. Sunt pe primul loc. Nu există mai șmecheri ca ei. Ei sunt cei mai șmecheri. Foarte bune. Singurul lucru, să aibă și un pic grijă de oamenii cu care lucrează. Că ea le bagă bani în pari în buzunar. După care vine cocoșul. Cocoșul este afectat. Nu uitați, are de două ori steaua, cincea distrugerilor. Mari probleme pentru zonele de vest. Mă refer la Anglia, mă refer la Statele Unite. Mari probleme, mari probleme. Această lună. După care urmează, mai departe vine câinele. Câinele are o perioadă foarte bună, trece o perioadă foarte bună, mai ales cei care scriu, care sunt îmbăgați în aceste activități culturale, dar și ei din când în când mai au câte o piedică, pentru că să nu uităm, e lună de dragon, dușmanul lor. An de dragon, dușmanul lor. Ultimul, mistrețul. Mistrețul senzațional. O duce foarte bine, poate să-și pună în practică toate ideile care le are, poate să se îndrăgostească. Poate, sigur că da. După care vreau să vă... Singurul amendament îl am pentru centrul casei. Oameni buni, nu stați în centrul casei anul ăsta. Evitați centrul casei. Dacă stă unul, celălalt să zboare în alt centru al dormitorului, pentru că este un sediu al scandalurilor non-stop, din nimic. În rest, ne vedem la luna viitoare. A venit și cozonac, adică nu e niciun fel de problemă. Poate... La fripturi ieri nimic, acum la cozonac, la pâine. Ce să fac? Deci te rog frumos, avem niște doamne interesate de tot ceea ce înseamnă viitor, cultura chinezească, tu ești acolo, după care la final poate mai vedem și două ținute de la Andreea ca să apucăm. Aici sunt oricând. Așa. Cu drag. Două ținute chinezești. Așa, hai să vedem ce zodii avem aici. Un cocoș. Un cocoș și... În ce am zis? Nu se zice în direct. Nu. Cred că sunt, dacă nu mă înșel, șarpe de pământ. Deci. Bun, gata, sunteți în România, vă o să vă fie cel mai bine, pentru că România e pe șarpe cu pământ deasupra. Am înțeles. Și șarpele de pământ, totdeauna când vezi șarpe la o persoană, beton. Beton, nu? Deci dacă vorbești cu ea la telefon și zice, sunt șarpe, du-te, du-te că... E beton. E beton. Bun. Așadar, pentru doamne, nu știi ce urmează în luna asta pentru tine? Habar n-am. Acum să vezi. Eu mă las condus așa de neprevăzut. Maria. Deci, hai să începem. Nici chiar așa. Începem cu șobolanul, ca să nu... Adică tu. Care noi facem bani, o ducem atât de bine și cu bani și tot ce vrei și dragonul în spatele nostru. Atenție la sănătate. În rest, totul e perfect. Totul e perfect. Perfect. După care vine bivolul. Adică eu. Care o duce senzațional. Vino să te pup, mă scuze, fără... trei luni mă țin numai în belele. Păi, dar mi-ai dat bani mai mulți azi. Deci, ideea este în felul următor. Orice proiect îl începi, orice lucru îl faci, o să-ți aducă prosperitate. Este să fiu atent ce-mi singura ta chestie, ai grijă ce mănânci, că o să ai ceva la stomac. Și o să-ți aduc... Gogoși. Am mâncat astăzi gogoși. Îl urăsc. Auzi, la câte gogoși ai fi vândut eu în viața asta? Gogoșar șef. Da. Mai bine decât covrigar, mai bine gogoșar. Al doilea lucru... Ce mai bine decât cărnățar. Da, cărnățar. Stai, da. Bun. Mergem la curmici. Tigru. Așa.
Senzațional, mă, nu știu cum s-a nimerit. Aveți o zodie. Singurul lucru care vă mănâncă stomacul, nene, voi o să mergeți la un restaurant și o să stați împreună 2 ore pe la toalete. Știi de ce se uită la mine? Nu, că Oana-i tigurul de asta. Mi-am închipuit. Și o să vă amintiți de mine. Până când ține treaba asta? Până pe data de 8, aveți tot timpul. 8 mai? Până pe 8 mai. Cred că o să plecăm pe undeva de sărbători. Deci să acolo... le donați, o să le donați ceva. Vine Paștele, îți dai seama. Deci aveți grijă ce mâncați. Da. După care o să trecem la iepuraș. A treia zodie bună, a patra bună. Ei au planuri foarte multe. Tot ce fac, pun mâna pe aur și ei. Pun mâna pe aur, n-am nicio treabă. Da? Se cam oftică un pic, pentru că nu este cum își doresc ei. Adică ei își pun un lucru în minte, le iese. Dar ce, bă, trebuia să iasă mai devreme sau trebuia să-l fac mai devreme. Asta e foarte bun. Așa. Dragoni. Nici n-ar trebui să vorbim de săracii dragoni. Sunt așa de prinși, au 2 stele ale bolilor. Păi nu e anul dragonului? Cel mai urât. Și mai e o chestie, și mai e o chestie care s-a întâlnit la New York prima oară. Știți că au făcut gemenii, da? Da. În 70 a venit un japonez. Așa? Și le-a zis, bă, Gogu, nu rezistă. De ce? Pentru că există o vorbă în China care spune că 2 dragoni nu stau pe același munte. Aha. Și a zis, ăsta Osama Bin Laden, aveți dreptate, nu rezistă. Nu rezistă și copilul lui a venit acasă plângând de la școală și a zis, mi-au dat ăștia 4 la geografie. Și au zis, de ce? Au zis că, eu am zis că Empire State Building e cea mai mare clădire din New York. Și a zis, las că le arată tata. Îngrozitul. Dacă vă gândiți la Petronas Towers în Malaysia, ce au făcut? Au făcut o punte între ei. Așa este. Da. Mergem mai departe. Șerpii. Deci la dragon ai zis nasol? Nasol, boală. Și ce trebuie să fac? Și nu numai boală, îmbolnăvirea relațiilor. Dragonii mai au o chestie anul ăsta. Ei din fac un lucru rău, deși știu că e rău. Deci, deși știu că lucrul ăla e rău, ei îi fac. Da. Urmează șerpii. Andreea? Nu este chiar nemaipomenită luna pentru ei. Lor li se spune că singurul mod de a ieși afară din această situație e pe cale spirituală. Pentru că dragonul când se întâlnește cu șarpele înseamnă spiritualitate. Aha. Bun, dar luna asta nu le este prielnică. Așa. Luna viitoare le va fi genială. Genială. Ținte luna asta, că luna cealaltă va cealaltă fi tare. După vechiul cântec românesc, ținte mamă, nu muri, că o să vină vremuri mai vii. Așa. Bun, mergem calul. Calul e dat la coteț. La coteț? La coteț. La grajd, mă, nu la coteț. Atât de mic e că îl tai ăștia, îl fac salam și îl bagă și în coteț. Mă, au o lună atât de proastă, de accidente, de... tot ce vrei tu. Bate, vedem și un cutremur în zona de sud a României. Poate vedem și un vulcan ceva pe acolo să le dea și lor la săraci oameni. Foarte urâtă zodie. Foarte urâtă zodie. Mai departe. Oaia! Nemaipomenită. Iată că prima oară în viața mea când spun ceva bun de oaie. O duc foarte bine, foarte bine. Pot să-și îndeplinească planurile. Singurul amendament este pentru oile alea care au probleme cu legea mai din spate. Am înțeles. Vor fi urmărite. După care urmează maimuța. Da. Extraordinară. Extraordinară. Deci dacă ar fi să spunem pe zodii, pe primul o maimuță. Aha. Face tot ce vrea. Face tot ce vrea. După care vine cocoșul. Ia să vedem. Cocoșul mexican. Ar trebui să stea un pic deoparte. Dacă eu aș fi în pantofii acestor în Adidas cocoși, m-aș duce în vacanță. Am fost deja. Știu. Deci trebuie să mă mai duc? Da, vă rog, cu forță. Oriunde lângă apă. N-aveți ce căuta aici. Unde o să se reflecte cel mai tare? În Statele Unite, o să vedeți. După care, deci nu este o lună bună de ei, pentru ei deloc. Deloc. Au 2 stele ale distrugerilor.
norocul... Dar tu te pleacă, n-auzi, ca să-ți fie bine? Lângă apă, da. Lângă apă. O să, da, o să sun lângă... la agenție să... Deci să fie cu șpriț, să fie da, lângă apă, da? Apă, apă mai puțină, jumate-jumate. Așa. După care urmează câinii. Așa. E, nici câinii ăștia n-au o lună proastă, se pot îndrogăsti, dar când le e lumea mai dragă, dragostea le pleacă. Foarte urâtă din chestia asta. Foarte bună pentru scriitori care scâini. Aha. Foarte bună, foarte bună. După care vin mistreții, care mistreții își pun în aplicare toate planurile. Iar o duc extraordinar, altă zodie bună. Ce e mai prost, oameni buni? Nu stați în centru casei. În centru casei vor avea loc numai conflicte. Stați la masă și vă treziți cu o furculiță din poanie zburând spre dumneavoastră. Este cea mai proastă zonă din orice casă. Păi atunci să invităm în dormitor, nu? Da, așa am zis și eu, dar soția nu-i de acord. Soția ta? Da. Știe ea ce? Nu știu de ce, da. Eu nu știu. În orice caz, este o lună bună, dacă da. Ne gândim în ansamblu, dar greșelile noastre prin care ignorăm fapte nu ne iartă. Foarte interesant. Deci dacă eu văd că ăla e un lucru rău, e un bărbat rău, să zicem, și eu zic, las că-l schimb, eu-l fac băiat bun. Niciodată. A doua zi după ce vine Adam. Da. Mai avem două minute, două lucruri mai vreau să... Mai pregătiți o ținută să o valorificăm pe Andreea, dacă mai avem regia. Până atunci, pastele alea cu ce le-ai făcut? Cristi, pastele acestea le-am făcut cu piept de curcan. Pastele în sine sunt niște paste gnocchi din comerț, de această dată nu le-am mai făcut noi în casă. Pastă de tomate, smântână vegetală, oregano, busuioc proaspăt și foarte puțin usturoi pentru această rețetă. Foarte frumos, așteptăm doamnele care doresc să guste, domnișoarele și danele, că ea nu a spus, dar că nu îi vrea să îi se spună doamnă. Nu uitați că mâine seară la Prima TV, ultimul film din seria cu jandarmul, jandarmul și jandarmerițele lui de Funé în mare formă, sâmbătă de la ora 8 la Prima TV. Nu ratați acest film care culunează seria cu jandarmi. Aici o avem pe Anda Adam și domnul Golea, dacă doriți și dumneavoastră cu făptura noastră plăpândă să comentați, sigur că da. Andreea? Câte discuții am avut în spate despre modă, nu pot să-ți imaginez. Da, l-am exact. Pun ea Anda. Anda un pic într-un Barbie style, puțin cam mult roz, cei drept și puțină editare excesivă în zona feței, că ceea e frumoasă, e spectaculoasă, arată extrem de bine, un corp senzațional, doar că nu aș fi purtat și tricoul și geanta pe roz, adică e cumva un pic tumat și cu acel lanț pe auriu, în schimb ea întotdeauna ne-a impresionat pozitiv, ca să zicem așa, și atunci cu forma fizică, cu forma fizică și a nimerit și câteva ținute de-a lungul timpului care au pus-o în valoare. Deci aș fi pus geanta altă mai culoare. Atunci să lăsăm tricoul care e cool de altfel, da. Coafiura îi se potrivește, dar geanta să fi fost alta, ar fi fost senzațional. Altă masă, de fapt. Da. Sunt de acord cu ce spune ea. Geanta e too much. Roz cu roz, albinuțe cu corsete, cu paiete, așa. Cu mărgeluțe, cu așa. Nici iegării aceia sau ce sunt nu-mi plac. Adică poate aș fi mers pe o idee mai ton, un roz pal, un auriu, un ceva pe acolo. Deci? Și deci... 7 deci. A dat Andreea, tu... Ok, la fel. 7, 5 de la Marian Golea. Prea mult metal. Prea mult metal. La revedere. Prea mult weekend urmează din acest moment. Rămâneți cu Focus. Andreea, Dana, Marian, egal, Love. Rămâneți cu Prima TV. Facem. În sfârșit facem bine. După un început de aprilie care Dumnezeu ne-a și făcut... Trebuia să vă chem mai devreme, să ne că nu se mai putea. Ați fă noi ăștia mulți, nu? Da. Uh-huh. Okay. Deci, cum o să fie în următoarea perioadă? Suntem de florit, ce urmează? Da, deci este în sfârșit, începem să înțelegem ce s-a întâmplat în martie și aprilie. Nu uităm că suntem după un sezon de eclipse care au testat la greu tot ce înseamnă de la relație personală, la alianță, la și am avut extreme ale vremii, am avut tot felul de extreme în vreme, pentru că a fost acea eclipsă totală de soare pe 8 aprilie, care a dat lumea peste cap și înainte și după. Practic acum, la sfârșitul lunii aprilie, primul lucru de care ne bucurăm este că din 25 am terminat cu Mercur retrograd.
Deci începem și noi să avem mintea clară și vorbim aceeași limbă și ne înțelegem cu toții. Evident că din acest motiv se bucură în primul rând gemenii și fecioarele, care sunt guvernați de această planetă. Voia să tragă fecioara lângă el că e bucuroasă. Sau cei care au ascendent. Deci cumva încep și lor să li se limpezească și lucrurile și planurile. Iar vestea bună este că sfârșitul de aprilie aduce o schimbare de peisaj în planetele personale Venus și Marte. Așa, așa. Care de altfel se duc fiecare la locul ei, ca să zic așa, adică Venus trece în domiciliu în Taur, Martele iese după aproape 2 luni de zile de stat în Pești, când a favorizat foarte mult o grămadă de probleme de sănătate, după cum s-a văzut, o grămadă de probleme cu apele. Așa. Și foarte multe lucruri în spatele ușilor închise. Cumva, de acum înainte, din sfârșitul lunii aprilie, ne așteptăm ca lunile mai și iunie să fie luni în care lucrurile se vor întâmpla cu foarte mare viteză. Cu foarte mare viteză. Ne-ai găsit viteză în toți. Deci, Nearica, de exemplu, avea probleme cu apele în perioada asta. Eu tot timpul a fost în viteză, mai așa. Nu numai asta. La orice. Nearica avea o problemă cu apele în sensul în care voia să-și facă șpriț acasă, vinul găsea apa niciodată. Aia e treaba. Dar nu era bună la momentul ăla. Păi, dar am fost acum la doctor, mi-a făcut analize. Și ce a zis? Da, să vine să uită la mine. Băi, Nearica, nu bei apă. Eu, ai vorbit cu nevastă mea. Ea mă ceartă toată ziua. Gâlgâie nevastă mea două ochile. Eu beau numai la vin. Eu nu pot să... Păi, medicul ne recomandă să bem minim 2 litri de apă pe zi, Nearica. Da, mă, dar eu pun apa în șpriț. E bun și așa. Merge. Nu știu... Șpriț must go on, foarte bine. Apropo de ziua de flori și apropo de șpriț, că e un aspect foarte interesant care se întâmplă chiar în ziua de flori. Așa? Faptul că Marte și Neptun sunt în conjuncție în acest semn al peștilor, care aduce o dificultate foarte mare în metabolizarea tuturor acestor substanțe de tip șpriț și băuturi de toate națiile. Și atunci problemele digestive... Vă rog, schimbați vorba, că avem și noi puțină treabă pe aici și așa ne sărbătorim și noi florile din jurul nostru. Dar se pot sărbători atâta timp cât păstrăm măsura. A, noi cu măsură. Uite, o secundă, avem o întrebare pentru trebuie Lore. Trebuie să păstrăm măsura. Ce spune ție, sunt sărac, dar relaxat? Mie îmi place piesa lui Vali, a trebuit făcută mesajul? Mai mult. Mesajul e... E un mesaj pozitiv dacă stai să gândești așa pe ansamblu, pentru că până la urmă ce-i trebuie omului să fie fericit? Sănătate. E adevărat. Să doarmă, să aibă un acoperiș deasupra capului. Ai dreptate. Da? Și să ne bucurăm de viață și de copii. Da, Lore, dacă vine un băiat la tine și spune să-mi sălac, dar relaxat, tu ce spui? Mă dau pe lângă Neari. Să discute cu mine, măi. Mă dau așa ușor. Capricorn nu vine neapărat bogăție, dar vrea statut social. Vine un domn la mine și îmi spune că sunt sărac, dar relaxat, îi spun, e bine că ești relaxat. Eu nu. Da, să nu stai încordat așa. Dar să nu stai încordat. Bravo. E bine de pus întrebarea. Sărac în ce? În ce? Fericiți cei sărac cu Duhul, ca lor va fi împărăția cerurilor. Hai să vedem cum stăm cu zodiile. Păi hai să vedem cum stăm cu zodiile pe sfârșitul de aprilie. Oricum, vestea bună este că la Paște lucrurile vor sta mult mai bine decât în zona de flori. Așa. Deci, apropo de faptul că se termină postul Paștelui și cumva aceste încercări încă sunt prezente. Să nu uităm că pe 24 aprilie am avut o lună plină foarte intensă, care vine să închidă tot ciclul ăsta de lună plină de eclipsa de lună din 25 martie, eclipsa totală de soare din 8 aprilie. Deci, în 24 aprilie am avut o lună plină în semnul Scorpionului, care a venit să zguduie ceea ce mai era dezguduit și mai rămăsese dezguduit. Păi, da? Dacă a fost acum 2 zile să zguduie tot, nu se vede. Da. Păi, deci. Și atunci, cumva, această lună plină, totdeauna lunile pline sunt foarte încărcate emoțional. Așa. Și vin să aducă la apogeu sau închid niște uși. Da? Of. Și atunci, până spre Paște, încă suntem într-o perioadă în care vestea bună este că totuși nu asimilăm kilograme, dar suntem încă în post. Nu cred așa ceva. Da, adică... Deci poți să mănânc orice? Ei, nu chiar orice, dar se asimilează mai greu kilogramele. Uite, și deci vestea bună Loret este... mai mănâncă și ea ceva, că vorba aia pe bune, atâta ca să țină silueta asta de iespe pe bune. Nu, să știi că și eu mănânc. Bine, și în ultima perioadă am oscilat așa între a lua kilograme și a... Dar mai mult de 68 de kilograme decât atunci când am fost însărcinată. Dar tu mă știi pe mine de foarte mult timp. Da. Nu prea am fost eu foarte
Așa ești, grasă, de când te cam știu, așa da. Sunt. Da. Deci... Hai să vorbim despre toate zodiile, da? Da. Începem despre începem cu berbecul, da? Berbec, da. Hai să vedem, berbecul, după ce două luni de zile, martie și aprilie, până la momentul acesta a avut foarte multe încercări. Să nu uităm că eclipsa de soare a fost în semnul berbecului. Da. Deci ei au avut foarte multe lucruri care s-au dat peste cap din toate punctele de vedere. Viața lor nu mai este aceeași. Faptul că acum, după această sfântă sărbătoare a florilor, Marte, semnul care îl guvernează, intră la ei acasă, ca să zic așa, le va da energie să pună în practică toate planurile la care s-au gândit în ultimile luni. Foarte tare. Da, deci Mercur își rea mersul direct în propriul semn. La tine e cineva berbec? Cea mică Anastasia și Andrei. Ai văzut? Da. Da. Și atunci pentru ei urmează în sfârșit o perioadă în care se pot desfășura așa cum își doresc, să trăiască în momentul prezent, să aibă acțiune, să aibă idei clare și să fie și lăsați să facă treaba. Foarte frumos. Deci, relaxare pentru cea mică se desfășoară, da? Am văzut, ea se desfășoară. Mai departe. Taur. Merică, pe recepție. Taurul este într-o va da startul unei perioade. La Florin că se mai odihnește puțin. Și ce e foarte important, a avut o perioadă Taurul de ultimele două luni de zile în care a socializat la greu. Deci prieteni, socializare, viață, invitații peste tot. Dacă n-au fost prieteni, o faci a adunat Taurul prieteni. Aici, dar te-ai întâlnit cu lume. Mai film o fainte. Așa. Ce n-au avut Taurii în această perioadă? N-au avut însă foarte multe șanse în iubiri noi. Deci cumva lucrurile ale trecutului au venit. Investițiile financiare n-au fost neapărat foarte bune. Dar vestea bună este că odată după, deci imediat pe 29, imediat după Florii, Venus intră la ea acasă, ceea ce îi face să fie foarte șarmant și foarte atractiv. Și atunci urmează niște săptămâni să recupereze toate lucrurile pe care la care să zicem n-au avut acces. Fii atent, Loret, că Nearica pleacă la mare unde lovește fără milă. La mare? Mă duc și eu cu el, gata. Dar vara trecută am stat cu Nearica acolo, a fost stâlp de stâlp stânga a fost. Păi puteți să veniți liniștiți la Neptun, la Steaguri, să mă vedeți acolo. Toată ziua avem o show. Nearica, mă înțeles că tabără femeile în vara asta ca nebunele pe tine. Asta ne-a anunțat Luminița. Deci din 29, deci vă dați seama, pentru următorii 12 ani urmează niște săptămâni interesante în care Taurul are și deci are soarele acolo, are Venus, are marele benefic Jupiter Uranus, deci este puțin probabil ca în săptămânile acestea care urmează orice Taur, de orice vârstă, de orice condiție, de orice statut să nu aibă o șansă, o oportunitate. Da, adică te-ai scos. Da? Hai cu Gemenii. Gemenii se bucură de faptul că planeta care îi guvernează și are luat mersul direct. E un lucru foarte important pentru ei că perioada imediat următoare o să fie una dinamică. Ei sunt într-o perioadă foarte bună pe zona de carieră, pentru că își asumă foarte multe responsabilități, pot primi foarte multe sarcini noi, direcții noi, unii dintre gemeni chiar își schimbă zona de carieră, dar ce cel mai bine pentru gemeni este că în această perioadă, până spre sfârșitul lunii mai, cam până în 20 mai, când marele benefic va trece în semnul lor pentru prima oară după 12 ani, poate că ar fi bine în următoarele săptămâni să aibă o perioadă de introspecție. Avem gemeni pe aici așa? N-avem, nu? De analiză, pentru că vor merge cu motoarele durate. Duceți-vă la analiză, gemeni, da? Deci lucrurile se așează foarte bine pentru ei în săptămânile care urmează, acum doar puțină răbdare. Mergem mai departe. Raci. Pentru raci... Da. Zi! Vărsător și balanță. Mai avem... Ai răbdare! Mai așteaptă! Dă-i ceva de mâncare să-i închizi gura, că mai urmează! N-a plecat nimeni de aici! Așteaptă! Loret, cum se mănânce tot, mă? Nu am mâncat decât două măslinuțe. De ce ești rău? Două măsline am luat. O măslină, ceva? Deci, continuăm. Racii se bucură pentru că această lună plină care s-a produs acum câteva zile pe 24 aprilie, în semnul Scorpionului, îi obligă să se gândească foarte serios care le sunt hobby-urile, care le sunt iubirile importante, dacă sunt validați în iubirea respectivă. Dacă sunt într-o relație armonioasă, se pot gândi foarte serios să facă un copil, să-și îmbunătățească relația cu copiii. Deci ei, ca părinți, oricum ei sunt familiști de felul lor și atunci simt nevoia să fie mai aproape de
de copii, de părinți, să petreacă timp cu ei și atunci această lună plină le-a adus și foarte multă creativitate. Deci dacă sunteți invitați în ziua de flori la un rac la masă, credeți-mă, s-ar putea să aveți un meniu foarte special și foarte drăguț, inspirat. Deci să căutăm niște raci în agenda. Și pot face mâncăruri foarte simple și foarte sănătoase. Bravo. Avem raci? Nu avem raci pe aici, da? Lei. Lei. Cumpărăm, cumpărăm. Da, lei. Da, da. Merge la tavernă. Așa. Lei, pentru lei este cumva cu veste bună, pentru simplu fapt că ei sunt într-o perioadă, sfârșitul acesta de aprilie, această lună plină pentru ei, producându-se într-o casă care este karmică, ei au foarte multe evenimente care țin de destinul personal. E greu de spus la momentul ăsta care sunt lucrurile care îi pot guverna pe fiecare leu în parte, dar cu siguranță ei deja simt aceste evenimente personale care se întâmplă în viața lor. Lei n-au avut o viață foarte ușoară în ultimile două luni, pentru că au fost destul de provocați prin circumstanțele pe care le-au avut în jurul lor. Am leu acasă schimbă... și așa este. Da, și leu probabil unic. Și probleme financiare pentru lei care aveau nevoie să își susțină, spre exemplu, un partener, o parteneră care dintr-o dată avea probleme de sănătate, își pierdea job, adică au avut o perioadă foarte dificilă. Da. Vestea bună este că odată cu sfârșitul acestei luni se dă startul la aventură, la călătorii, la dorință de a ieși din această zonă care le-a creat destul de multe probleme. Au foarte multe șanse și oportunități pe zona de carieră. Sunt foarte bine văzuți, da? Deci devin copii vedetă la școală și promovează business-ul la un alt nivel. Deci, cumva... Să-ți dea Dumnezeu sănătate, calme, ăla mic e să fie vedetă la școală, e dreptate, da? Da, deci luna mai este pentru vedetism. Gata, e bine. Da? Deci, da. În sfârșit, se termină perioada grea și iese și soarele în viața lor. Bine că ai venit. Numai că, atenție la Florică, poate și zilele de dinainte, deci 27, 28, 29 la lei, cred că ei sunt cei mai expuși la... de a face toxi-infecții alimentare, de a reacționa destul de urât la un suc pe care îl combină cu nu știu ce mâncare. Deci, atenție foarte mare la... Dacă ar fi după el, ar mânca tot. Agitația pe care o aveți în jurul consumului de mâncare. Așa? Și cum faceți aceste imixtiuni, pentru că vă puteți resimți foarte, foarte urât. Fecioara. Pentru Fecioară, din nou, al doilea domiciliu al lui Mercur, care se bucură că mama acest... Soacră-i Fecioară, aveți grijă ce spuneți. Nu, da. Că începe și vorbește clar, dacă până acum n-a înțeles foarte bine. Mama soacră, nu există om care să vorbească mai clar. Da, și deci faptul că acest Mercur își rea mersul direct într-o casă în care îi face să înțeleagă totul la un nivel foarte profund. Fecioarele nu prea sunt într-o perioadă în care să aibă discuții din acestea triviale, frivole, tot, vrea să, toate discuțiile au o tentă foarte serioasă, profundă, psihologică. Deci sunt prea serioși pentru sărbătoarea aceasta. Dar vestea bună este că la Paște vor fi cu totul și cu totul alte fecioare, pentru că toate aceste schimbări care se produc în 2-3 zile, lor le aduce o îmbunătățire foarte frumoasă și foarte mare pe tot ce înseamnă viață sentimentală, carieră, bani și așa mai departe. Dar, deci, cumva se termină perioada care n-a fost neapărat foarte ușoară și foarte bună pentru ei, mai ales în zona aprilie. Cine e fecioară aici? Avem? Avem fecioare, dar ne gândeam așa, deci după Paște fecioarele nu o să mai fie fecioare, nu? Cel o să fie alte fecioare. O să fie altfel de fecioare, de mult o să mai, fie altele. Mai... Da, da. Bun. Balanță. Da. Pentru balanțe e un an întreg, deci iar de departe acest aprilie și martie i-a provocat extraordinar de mult pe sănătate, pe locul de muncă, pentru că, apropo de eclipsele care s-au întâmplat pe axa Berbec-Balanță, balanțele care sunt mama și tata compromisurilor și lor le e foarte greu să spună nu, iată că au învățat să facă acest lucru, poate într-un mod reactiv, nu neapărat foarte ușor, dar ei au avut două luni de zile de foarte multe crize. Inclusiv de sănătate. Este foarte posibil să fi constatat că locul de muncă pe care l-au nu e ce le trebuie, că vor să schimbe locul de muncă, că vor să investească în tot felul și au fost foarte deschiși pentru tot ce înseamnă consiliere. Deci clar au căutat oameni de la care să învețe, să primească sfaturi care să poată să aibă sens în viețile lor. Cu siguranță, balanțele până în vară, când se vor uita de ce s-a întâmplat în viața lor din vara anului trecut până acum, cu siguranță, fie și-au îmbunătățit relația de cuplu, fie s-au căsătorit, fie au divorțat, fie și-au schimbat cariera în întregime. Deci au fost niște schimbări foarte importante și acum e finalul. Doamne ajută! Urmează... Scorpionul! Deci Emilia. Pentru Scorpioni
pentru scorpioni. Ziceți-mi ceva de bine, vă rog frumos. Dar nu zicem, scorpionii au avut o perioadă foarte interesantă și frumoasă. Dacă zici, dar rău, știi ce se întâmplă cu scorpionul, nu? Nu, dar scorpionul aș zice că nu face nimic scorpionul. Roadele, se face un crater în jurul lui. Da, în lunile acestea, martie și aprilie, scorpionii și-au găsit iubiri care au fost iubiri karmice. Și-au ridicat statutul de părinte, adică cumva au învățat să fie un părinte mai bun pentru copii existenți. Așa, văd că se aprobă. Partea aceasta de talent, de creativitate, a fost la loc de cinste. Au putut munci doar dacă le-a făcut plăcere. În rest, a fost un chin pentru ei. Da? Deci, e bine, e corect. Și da, ce urmează, că așteaptă și toamna aici o veste bună. Bine și urmează un lucru foarte bun. Cu toate aceste planete în taur de la sfârșitul lunii. Urmează un lucru foarte bun. O să supraviețuiești. Nu. Deci, cu Venus, Jupiter și Uranus din 29 aprilie până spre jumătatea lunii mai, scorpionii au o șansă extraordinară de a-și îmbunătăți parteneriatele, de a se căsători, de a încheia parteneriate profesionale. S-a închis definitiv ușa cu căsătoria. Am înțeles. Și atunci dacă s-a închis, aceea se deschide alta. Da? Emilia s-a închis, nu știu ce, că apare altă ușă. Da. Normal. Deci lucrurile sunt bune, adică proiectele creative, tot ce ține. Oana ce face? Deci e foarte posibil să fi dat drumul la proiecte creative. Reformulați, vă rog, da. Da? Deci proiecte creative noi. Așa, bine. Deci proiecte dar pe creative care nu le o lăsăm aici, da? Pe da. Care nu le derulează singur, le derulează în asocieri. Da? Da, să trăiești. Și aici sunt de bravo. Da? Bravo. Și atunci își selectează prietenii cei mai apropiați și aceia sunt oameni de valoare. Deci, oricum, cumva noi nu avem decât foarte puțin prieteni. Da, tocmai, e adevărat, sunt foarte selectivi. Bun. Scorpionii și capricornii sunt foarte talenți. Așa, schimbă vorba, mergem mai departe, să nu mă săgetători. Așa. Pentru săgetători este o perioadă foarte frumoasă. Ce a fost până acum, ei s-au resimțit destul de puțin, chiar dacă au avut destul de multe probleme cu părinții, cu casa. Știu foarte mulți săgetători care în aceste două luni au avut, li s-au spart țevile, li s-au inundat casele, deci cumva au avut tot felul probleme de... Probleme la țevi? Ea e capricorn. Păi asta ziceam, nu? Ea este capricorn. Și acum este săgetătorul, Cristi. Așa, da, dragă. După scorpion. E prezent, te rog. Așa. Mercur e pres direct, așa că... Da. Așa. Da, deci ei sunt într-o perioadă foarte creativă și atrag iubiri noi, viață socială, s-au ocupat de partea de sănătate. Cu siguranță o să vedeți foarte mulți săgetători care fie sunt mai asumați la locul de muncă, fie au slăbit și au fortificat corpul sub o formă sau alta. Pentru ei, acest sfârșit de aprilie și poate chiar până spre jumătatea lunii mai e un fel de ultima sută de metri pe partea aceasta de a fi bine ei cu ei înșiși, pentru că se dă startul la o perioadă extraordinar de frumoasă, în care vom vedea foarte mulți săgetători celibatari care se vor căsători, care vor intra în parteneriate, care vor avea niște succesuri răsunătoare pe lucrurile care le fac cu adevărat plăcere. Salomia, tu ce zodie ești? Tocmai urmează. Acolo, ești cu acolo, mai departe. Capricornii sunt într-o perioadă în care se dă startul la tot ce înseamnă schimbările legate de casă și familie, pentru că... La microfon. Asta e adevărat. Adică te muți? Adică vreau să-mi vând casa. Deci, da? E adevărat, uite, vezi? Pentru că vor altă casă. Păi hai să facem și noi un anunț cinstit. Păi să facem un anunț. Da. Vreau să mă mut. Păi hai să te-o vând eu pe mea. Casa lui Loret. Hai, dacă stai bine pe cașcaval, ți-o vând eu. Deci ce au făcut capricornii în martie și în aprilie au fost tot timpul pe drumuri, n-au putut să se ocupe de zona de casă, deși și-au dorit foarte mult. Da? Cum au prins un moment de respiro, au stat acasă. Ei, iată că în momentul ăsta lucrurile se îmbină, în sensul că vor casă, vor să-și construiască casă, vor să fie văzuți în relațiile lor, pot atrage relații noi de iubire, pot atrage mai mulți bani. Dar de ce? De ce? Nu vrei relații noi de iubire? Nu mai vreau relații noi de iubire. Vreau doar să vând casa ca să facem și un anunț. Doamnelor și domnilor, avem un anunț important. Este coloana de vânzări, cumpărări. Cine își dorește să cumpere vând casă în Tunar, județul Ilfov, da. Într-o zonă foarte bună, 4 dormitoare, 3 băi, living, bucătărie, terasă, grădină, pom fructifer, cât aveți loc de parcare. Metri pătrați curte? Sunt 300 de metri pătrați curte. Foarte frumos. Și casa? Talpa și casa case? Are 163 de metri. Păi nu stai. Util.
Deci el vrea să se mute, nu să cumpere. Eu nu-mi caut casă, îmi caut partenerul care să o vând. În poți să o și dacă nu reușești să o vând anul ăsta, poți să ți-o închiriez. Pentru un preț. Trebuie să te califici ca să faci chiria. Plata chirie e interesantă cum se face. Ai grijă că trebuie să mai treci prin niște probe ca să faci chiria. Dacă faci mâncare bună, te iau la mine. Îți dau o cameră, faci de mâncare. Deci hai că e bună luna. Deci sfârșitul de aprilie și mai e foarte bună pe zona asta de iubire pentru Capricorn. Iubire nu vreau, eu vreau doar să vând casa. Vreau să vând casa și să plec din țară. Din păcate nu e fevrute. Păi ăsta e planul, Nearică, nu înțelegi? Vreau să-mi vând casa, mașina, le-am scos la vânzare, casă, mașină, pachet. Să vină unul cu casă și cu mașină, domnule. Să vină, domnule, că eu m-am săturat să fiu independentă și să întrețin totul. Așa. Păi să mă mai întreține și altul pe mine. Vărsătorii, vărsătorii. Deci se bucură că se termină perioada de cheltuieli. Aprilie și martie, deci martie și aprilie au fost niște luni în care au cheltuit. Eu fiind sărac, dar relaxat, n-am ce să cheltui. Deci... Nu e adevărat, minți, ești mare mincinos că mereu te văd în pipera plimb că ție-i ai dita mai căsoiul. Păi dai, că mai dai, că ție-i lui. Deci, el stă în pipera toată de... ziua, îl văd la plimbare și plimbă câinii relaxat și dit și cică, cică, uite. Nu, și deci... Și are dita mai vira în pipera și dita mai mașina la poartă. Normal. Care suport. Lasă vrăjeala. Deci. Ce e foarte important este că deci vărsătorii au făcut bani, au pierdut bani, acum sunt oameni de casă. Deci urmează un mai în care vărsătorii, care sunt în general persoane de sociale, prieteni, ieșiri și așa mai departe, vor să aibă o perioadă foarte frumoasă în care vor să-și petreacă timp cu căței, cu copiii, cu casa, să frumuseteze casa, să... Da? Ca și relaxat e bine să te plimbi cu căței. Da, deci au foarte multe șanse și oportunități pe casă. Deci chiar sunt foarte bine susținuți. Și ajungem la ultimii, dar nu la cei din urmă. Peștii. Păi se mai relaxează și peștii. Eu relaxat? Da, hai să vezi. Nu sărac, nu, dar relaxat, sigur. Din cauza faptului că peștii au avut niște luni, martie și aprilie, în care chiar? Au avut un exces de responsabilități, un exces de muncă. Au fost puși la să-și depășească limitele din toate punctele de vedere. Iată că acum toate aceste inițiative, responsabilități, munci pe care le-au făcut, se traduc în bani. Deci vor începe să aibă, ca să zic așa, viață socială și proiecte care să le aducă mai mulți bani în buzunare și în conturi, ca să zic așa. Da? Și atunci își pot permite să și câștige mai mult. Să se simtă, da? Să aibă o stimă de sine crescute și în felul acesta își pot și gândi, ca să zic așa, planul de venituri și cheltuieli pe tot anul 2024, pentru că au o minte foarte bine structurată pe zona aceasta de finanțe. Da. Doamnelor și domnilor, n-am decât să spun un singur lucru. Îi mulțumesc Emiliei Ghinescu, care are un sărbătorit și trebuie să ajungă. Mulțumim, Emilia, e foarte bine. Pe de altă parte, Doru Todoruț este păstrat aici și pentru a exemplifica ceea ce va face invitata noastră, care este aici alături de noi. Vorbim cu Ștefana Vicol-Fru, care este Life Activation Practitioner, numerolog și trainer spiritual. Vom vorbi despre numerologie într-o altă manieră. Să rămână, Ștefana! Bună, Cristi, și îți mulțumesc pentru găzduire! Cu mare drag! Astăzi vom vorbi la propunerea Ștefanei. Băieți, notați ca să știți cum trebuie să faceți fericite fetele și viceversa, da? Despre magia cifrelor feminine. Ce înseamnă cifrele legate de feminitate? Amalia notează, ți-l trimit pacheta acasă pe Doru. Așa, te rog. Da, m-a preocupat acest subiect pentru că, uite, lucrez cu foarte multe femei, m-a interesat și pe mine, pentru că la un moment dat, când am făcut școala de numerologie, am observat că aveam în lecțiile mele de viață, pentru că toți avem lecții de viață, foarte multe cifre feminine. Și studiind și prin principiul acesta și prin hermetism, mi-am dat seama că avem cu toții un manual de utilizare. Așa. Da? Un QR code. Da? Pentru că universul ăsta în care trăim noi și cu care ne conectăm în fiecare zi, vrem, nu vrem, este un univers mental și acest univers mental vorbește în termeni de cifre, de geometrie sacră, da? Și avem, da, uite, de exemplu,
Avem energia masculină, este dreaptă. Stai o secundă. Da? Regia, vă duce să cumpărați miel, că o cheamă Ștefana, da? Bun, e în regulă. Mergem mai departe. Bun. Energia feminină sunt energii curbate, da? Atunci, avem ca și numerologie cifra 1, care este energie cum? Dreaptă, este energie masculină, da? Așa. Și atunci când spun cifra 1... Înțeles. 2, 3 feminin, 4 masculin, nu. 5 cum e? Nu. Stai jos, 4. Nu. Așa, da. Hai să, uite, să rămânem la cifra 1 și să vorbim despre voi bărbații, da? Pentru că 1 este primul principiu masculin, este Adam, săgeata, da? Este bărbatul, este orientat către direcție, către un scop. El vrea să facă ceva. El poate trăi foarte bine și în singurătate. Adică se descurcă foarte bine și singur, asta nu înseamnă că îi servește menirii lui. Cum se calculează cifrele, ca să știm? Deci cum știm noi cu calcularea datelor de naștere? Sau cum? Cum? Da, doar că... Spui că 1, 2, 3, oamenii de acasă acum vor să știe. Eu ce sunt? Sunt 1, sunt 3, sunt 9? Atenție, în momentul ăsta vorbesc strict despre energia acestei cifre care ne caracterizează pe fiecare. Fiecare bărbat, indiferent care în matricea lui sau în data lui de naștere această energie a lui 1 sau nu, el o încorporează. Da? Pentru că am venit aici pe pământ în trup de bărbat sau de femeie, înseamnă că eu am aceste atribute ale energiei masculine și ale energiei feminine. Așa. Și eu trebuie, și când spun trebuie, că vorbeam despre acel manual, să funcționez în acest sens. Că de aia poate ne uităm puțin în jur și parcă lucrurile nu mai stau chiar așa, pentru că într-adevăr nu avem un manual și nu știm exact cum e necesar să funcționeze eu ca femeie, să fiu într-un corp sănătos, să am relații armonioase, nu, să pot să am o carieră de succes, dar care să nu-mi sacrifice poate întotdeauna familia sau sănătatea. Și atunci aceste principii ale numerelor pe care le discutăm astăzi se regăsesc în fiecare dintre noi. Ok, deci da? Luați numerele ca atare și vedeți cum apar ele în viața și ce înseamnă fiecare. Exact, da? Și să înțeleg că atunci când vorbesc de cifra 1 și când mă refer la mine bărbat, eu am nevoie să fiu în acțiune. Așa. Dacă stau prea mult pe canapea, înseamnă că nu sunt în energia mea masculină și că poate ar trebui să-mi găsesc un scop în viață, ca să nu mai fiu depresiv. Da? Uite, un bărbat care poate este într-o stare mai puțin, cu mai puțină bucurie în viață, poate că a stat prea mult acolo pe canapea, poate nu s-a mișcat suficient, poate are nevoie să meargă la sală, să pune energia în mișcare. Eu canapea, vând masa, vând scaunele, să trec eu la acțiune. Înainte acasă da. Stai în picioare, păi, da? Prea multă canapea. Da. E perfect. Bun, energia lui 2 este energia cifrelor feminine, ca să ajungem și la ele. Pe 2 l-am nimerit. Dar cum e, da? Cumva 1 plus 1 fac 2, corect? Asta știm toți, da? Și atunci 2 cumva l-a chemat pe 1. Îmi place mie să spun. Așa. De ce? Femininul îl cheamă pe masculin. De ce? Pentru că are nevoie să-i servească. Ea nu poate singură. Vezi că 2... Știu, dar să știi că e frumos, că de-aia e important să le învățăm și zic că toți le conținem, pentru că dacă le înțelegem, putem să funcționăm mai armonios în relațiile noastre, să înțelegem cum funcționează partenerul meu, da? Și doiul acesta, vezi că el e doi, el deja caută comuniune. De ce femeia vrea toată ziua să vii, să o îmbrățișezi, vrea să-i dai atenție, ai doi ochi, vrea să te uiți la ea, să o asculți. Tu, unu, ești bine și așa, la tine acolo pe canapea, poți să dai drumul la televizor și să stai liniștit. Ea nu funcționează așa. 2 este o cifră a apei, a emoției, a cuvintelor, a comunicării. Da? 2 este o stare, ea te așteaptă acasă. Uite, tu te duci acum acasă, da? La iubita ta, nu? Și ea te așteaptă într-o stare acolo. Și de aceea, uite, apropo de stare și de cifra 2, este foarte important să înțelegem că noi femeile suntem... Vrei să mă întreb ceva? Suntem magnetice. Suntem magnetice și de aici din cifra 2 este și pântecul nostru, de unde noi dăm viață. Creăm acel magnetism în întreaga casă și dacă bărbatul, acel unul, el intră și a venit de pe afară, de unde vine el, de unde a avut el scopul și direcția lui, eu e necesar să-l aștept într-o stare, da? Acea cifră 2 stare, cum? Bună, armonioasă, caldă, la fel și pe copilașii noștri drăguți, îi așteptăm la fel, pentru că toată lumea din jurul nostru se va armoniza după starea mea ca și femeie. Perfect. Să mergem mai departe. Deci, pentru cei din regia care vor să facă scheme, fiecare dintre voi vă puteți calcula și puteți vedea exact unde apare 1 sau 2 în viața voastră, pentru că noi luăm simbolistica acestor numere și cei de regie, dacă vor să știe ce spune asta despre ei, unde să caute numerele?
întreaga matrice ți-o poate face un numerolog, dar poți să te uiți, da, uite, vibrația ta interioară, de exemplu, ziua în care te-ai născut. Ziua în care te-ai născut, da? Îți calculezi data nașterii și o aduni. Și data nașterii care se calculează foarte ușor, fiecare cifră, da, luată în parte, sau dai un search pe Google și imediat îți apare... Eu sunt 9 a 3 a 73, un 9 plus 3 plus 1 plus 3 și iese 5. Mai departe, da. 3. Bun. E, 3 ce avem? 1 plus 2, care ce înseamnă? Creația. Prima formă de creație dintre masculin 1 și feminin 2 este creația, care este copilul. Poate să fie 1, 2, 3, 4, ei toți sunt creația noastră. Da? Da. Și ce fac ei? Aduc prima formă de stabilitate. Orice cuplu ar trebui să aibă o formă de creativitate. Da? O formă de frumos în viața lor. Tradus în energie feminină, creativitatea este creația. Dar o femeie e necesar să facă ceva creativ, să rămână într-o energie creativă. De aceea când femeile se duc într-o direcție foarte masculină, așa cum spuneam, într-o formă foarte rațională, da? Cele care poate lucrează într-o corporație, da, și stau în genul ăsta de energie, atunci și corpul răspunde diferit. Pentru că, așa cum spuneam, uite, de exemplu, noi femeile ar trebui să stăm în cel mai bun caz în 70% energie feminină, 30% masculină, că toți avem nevoie, da, de ambele energii. Da? Și atunci ce facem? Facem un copil și rămâne acasă. Da, dar să știi că, uite, foarte mult din femeile cu care, da, e minunat să-ți petreci acel timp cu copiii, eu chiar recomand, pentru că, cu adevărat, în acel moment îți descoperi și feminitatea, și foarte multe femei, după ce apar copiii pe lume, încep să se caute. Pentru că copiii vin și ne apasă, da, treiul vin și ne apasă butoanele. Da. Da, și atunci încep să caut și foarte multe dintre ele își găsesc cu adevărat menirea după venirea unui copil. Da? Bun. Fie că, uite... Deci ea nu rămâne acasă, dar în momentul ăla se simte și ea femeie. Că de asta e foarte bătăioasă la corporații, dar ai grijă să o răsfeți, da? Te și-au calmezi. Mai departe. Da. Bun, 4, uite, aici la 4 ajungem la inimă, da? Dacă este să facem legătura dintre cifra 4, este inima și mai este ceva, este planeta Pământ. Vezi că tot auzi mama Pământ, mama Gea, da? Da. Mama Gaia. Deci planeta, acum o să zic ceva important, planeta pe care trăim este o planetă de energie feminină. Aha. Da? Și dacă ai înțeles? Ar fi... Da. Asta nu știam, da, eu. Acum gata, totul e mult mai clar. Bine că te tolerează, știi cum e. Mai departe. Asta spun, dar e important pentru un bărbat, pentru bărbat să înțeleagă că ei trăiesc pe o planetă de energie feminină, deci ei trăiesc într-o lume a femeilor. Pentru noi, femeile, e mult mai ușor să ne armonizăm cu planeta pe care trăim. Deci ne așteaptă un matriarhat, da? Ușor, dacă ai ieșit vreodată din el, asta nu mai ai avut senzația că rest numai ele au decis mereu. Nu te mai da mare că... Da, știi că este tatăl meu este șeful în casă pentru că mama mea îi dă voie, cam așa, da? Bun. Ai ultimul cuvânt, da? Mama, mai departe. Bun, aici este important de înțeles că acel 1, bărbatul, el se duce 4 pe pământ să cucerească pământul. Pentru cine? Pentru femeie. Aha. Ce frumos! Da, deci 4 înseamnă inima, pământul și e vibrație feminină. Și ce frumos, da? Da, Marte în... e masculin și de asta Elon Musk începe acum să cucerească și vrea și Marte, ca să avem și noi bărbații, exact, planeta noastră. Exact, noi, da, că femeile îți dă pe Venus și atunci ne ducem și noi pe Marte. Noi suntem pe pământ și ideea este să ne ajutăm de numerologie, să ne armonizăm, da, cu, da, toți împreună. Așa. De... 5. Așa, 5, te rog. 5 ajungem la, uite, dacă o luăm, 5 în sine este o cifră masculină, da? Este bărbatul expansionist, care vrea să cucerească, cu o stimă de sine foarte bună, da? Acel bărbat înflăcărat, da? Dar pentru, adică, femeie... Adică eu, am cifra 5, da. Da, dacă ai destin 5, da. Da. Uite, ești un artist, da? Că în fond ceea ce faci este o artă. Și atunci este și acea latură artistică. Dar pentru o femeie, 5 ce înseamnă? Înseamnă intuiția ei, stima ei de sine. Dacă femeia este bine cu starea ei interioară, că pornisem de aici de la 2 și cu stima ei de sine, atunci bărbatul acela expansionist, stând în acea energie a femeii, da, calmă, cu intuiție bună, zice, ia du-te tu acolo și vorbește cu omul acela, că e loc de un business bun acolo, da? Și atunci, bun, bărbatul se va duce și va cuceri o parte din lume, da, prin, bun, expansionism. 6, apropo că vorbeai despre Venus, este cifra feminină, așa, este cifra familiei, a senzualității femeii. Aici găsim acea femeie blândă, armonioasă, caldă, familistă. La polul opus, în partea întunecată, poate să și distrugă tot ceea ce a construit, dar astăzi o să vorbim constructiv, da? Te-ai îmbrăcat în alb, da, orul e negru, dar trece. Mai sigur, departe, uite. Da, și atunci această cifră ne vorbește despre familie, despre armonia în familie. 6. 6, da.
7. E7, uite, este o cifră foarte masculină și ne vorbește despre bărbatul înțelept. Curbe, vezi? Numai drepte. Da, exact. Perfect. Și atunci bărbatul cum trebuie să aibă o formă de înțelepciune, o formă de cunoaștere? Poate să însemne și tehnologie 7, da? Și atunci bărbatul să... Uite că vorbeai despre Elon Musk, să se priceapă foarte bine la tehnologie, da? Și atunci de-aia bărbații sunt, teoretic, dacă sunt în energie masculină, mult mai practici, se pricep să repare un televizor, să facă niște lucruri sau să citească o carte, da? Chiar televizoare nu mai știm, s-au dus. Da, acum nu mai poți să te bagi în ele cum era înainte. Schimb o priză, pune un bec. Schimb o priză, mai repar ceva pe casă. Blochează ușa. Blochează circulația, face el ceva. Bun. O să evoluăm și noi cu tehnologia, dar în schimb 7 pentru o femeie, deși este cifră masculină, este acea femeie deja care a integrat viața spirituală, care a început să înțeleagă că trebuie să-și vindece neamul, care vine cu înțelepciune în casă, care îți mai face și o cruce așa frumos pe pâine înainte să ți-o dea. E deja o femeie înțeleaptă, da? Cu care pare foarte dezamăgit așa. Nu, mă gândesc la 8, că la iară e feminin sau cum este e? Este feminin. Mă, nevastă-ta ce e, mă? Femeie. Sper. Nu era problemă și dacă era bărbat, că e la liber acum, dar eram curios ce număr este. Scuze-mă, 8, hai da? La 8. Ei, cifra 8 este o cifră feminină, dar ne vorbește despre putere, da? 8 este lumea, dacă 4 este pământul, da? Cifra 8 este deja lumea, da? Și atunci bărbatul, pe cine a venit să cucerească? Să cucerească lumea. Da. Da? Și el pentru femeie se duce cu acea săgeata lui, da? Și da? Se duce în lume ca să ce? Să cucerească lumea. Da? Bun. Pentru ce? Pentru neamul lui, pentru copii, personal. Pentru minunata lui viitoare soție sau iubită. Da? Așa. Dar pentru femeie, ea deja la cifra 8 este acea comuniune între cer și pământ, are o putere socială, face deja ceva, schimbă cu ceva lumea. Bun. Și? Și la 9, uite, cifra ta, vorbim deja, este masculină, da? Dar vorbim deja despre transformare sau chiar mântuire, dacă vrei. Noi aici astăzi am vorbit în termeni, da, cât se poate de înalți, pentru da. Că dorința mea este să ajungem să ne vedem și potențialul acela înalt, că toată așa ziua e. Auzim doar despre umbrele noastre și despre umbrele practic, femeilor și a bărbaților. Practic, astea sunt niște etape sau cum mai exact? Fiecare trebuie să se regăsească în ce cu fel de vibrație a ajuns să... de la, pe la 2, pe la 3, sau, adică scopul nostru să ajungem la 9. Poate, sau nu? Poate fi un indiciu, poate fi un indiciu, da. Dar nu numai. Asta zic. Da? Sunt niște etape de evoluție, într-adevăr, și tu poți să-ți dai seama, după ceea ce am vorbit noi astăzi aici, cam pe unde ai fi tu. Dacă ai dobândit, uite, dacă 9,5, ai ajuns ca și bărbat timpul, la nivelul 7, da? Bă, dacă ești expansionist la nivelul 5. Notele jurului, 10. Deci ai cu 9, că n-ai spus da? Decât de vindecare, de mântuire. Da, deja aici 9 este o cifra omului care a venit și este și a bărbatului, care este pregătit deja să treacă la următorul nivel. Da? Care este pregătit să își înnoiască viața oricând. Da? Care dacă mâine, uite, mai vine un moment din ăla cum a fost acum 4 ani, el are toate instrumentele și toată puterea de a lua oricum și oricând de la capăt. Te referi la pandemie? Da. Okay. Da? Și cred că, uite, tu ai făcut asta și țin minte momentul în care ai venit cu un concept foarte frumos. Da? Tu ți-ai demonstrat atunci calitățile masculine a lui Nouă, care s-a adaptat în acel moment. Uite ce știe Ștefana despre mine, cum am făcut de YouTube. Sigur. Atunci. Da? Iar pentru femeie, la fel. Ea deja devine inițiatoare, inițiază alte femei în tainele spiritualității, în tainele unei noi vieți. Da? Mai avem ceva de spus? Acum, dar n-ai de spus curiozitate, poate o să ne mai vedem. Te rog. Da, ar fi foarte multe de spus. Motivul pentru care am și început să scriu la un curs despre magia ceflor feminine este că lucrez foarte mult cu femei care au tot felul, poate de, inclusiv de condiții fizice, de stări interioare neplăcute, tocmai pentru că nu au învățat în ce corp sunt și nu au înțeles că sunt femei și relații care au ajuns disfuncționale tocmai pentru că nu stă fiecare pe locul lui. Da. Și ar fi minunat ca prin prisma cifrelor să înțelegem măcar cum funcționăm. E minunat, doamnelor și domnule, să-i mulțumim Ștefanei Vicolfru pentru aceste lămuriri în legătură cu destinul nostru. După pauză avem niște artiști absolut minunați care vor cânta și o să aflăm exact dacă e război în bucătărie sau nu. Până atunci, aveți grijă cum trăiți ca să fiți bine cu numerele și cu tot ceea ce înseamnă destinul vostru. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! Hai cu...
rezervă viitorul. Ca să o calmăm pe Catinca, l-am adus pe domnul Golea. O să urmeze un meci între un bărbat și 7 femei, un bărbat și o femeie. Problema e mult mai simplă. Dânsul și-ar fi băgat vreo rudă în ring ca femeie. 2. Fetele alea au vreo șansă? E nebunie curată, ca și cum tu bagi pe cineva care zici, du-te mă și bate-l pe ăla. Dacă ții minte, Charlie Chaplin, la un moment dat avea un film în care el se bătea cu unul de 6 metri. Da. Exact același lucru. Da, e o discuție care cu siguranță va fi tranșată la un moment dat. Hai zi cu zodiile să ieșim din zodia bătăiei. Deci, de mâine intrăm după ora 6 și ceva, după amiază, într-o zodie destul de păcătoasă, care aduce lucruri bune. Zodia păcătoasă e zodia calului. Calul știm că e de foc. Atenție mare pentru toți cei care sunteți bolnavi de inimă. Circulație proastă, este una dintre cele mai proaste luni ale anului. În rest, dacă luăm... Și dacă avem pe acasă, să avem grijă, nu? Da, nu trebuie să-i omorâți, că mor singuri. Adică au probleme foarte mari. Te trimit la Eric Sef dacă mai vii cu comentarii. Da, am înțeles. Sincer. Da, nu, ideea este că la cel mai mic semn că boala te atinge, n-ai dreptul să stai acasă. Direct la deci trebuie să acționezi. Asta e un... Direct deci, la doctor. În atenția persoanelor cu circulație și cu inimă, la primul simptom, de două ori mai repede duceți-vă, nu odată. Atenție mare și la cei fără inimă. Oameni fără inimă. Și aia să aibă grijă. Dacă o luăm în ordinea zodiilor... Tu ce zodie ești? Capră. În ce an? 67. Eu l-am ascuns. Ok, dar why? Nu e capră. Este că o persoană... Eu am o părere mai bună despre tine. Nu te pot numi capră orice s-ar întâmpla. De ce sunt drăguțe capritele? E mult mai rău decât asta. Ai un talent ascuns din care poți să-ți câștigi banii toată viața. Ești foarte talentat. Da, știu talentul ăla și am luat măsuri. Eu nu știam. Nebunule, zi două zoni după care spunem după pauză. Bun. Șobolanu. Tărâm, păcai. Formidabil. Dar când vă e lumea mai dragă, vine unul și vă pune piedică de la spate. Și atunci ce trebuie să facă șobolanul? Să ia micile pierderi ca mici pierderi, să nu se atace. Pentru că poate să facă o groază de bani, poate să facă o groază de acțiuni bune. Înțelegi? Adică poate să pună bazele unei dezvoltări ulterioare, din care se iasă bani. Dacă vă o recomandări, da. Purtați un 1 cu dumneavoastră. Un ce? 1. 1. Da. Am înțeles. Bun. Zici și la bivol și după aia luăm pauză. Bivolul, în sfârșit, iese și el din Te pup în pauză pe ambii obraji. Deci, scoate-mă din mizeria în care m-ai băgat. De la dragoste. Și pe mine m-a băgat. Cum? Încă nu. De la dragoste. Săraca fată, e speriat, o zi. Da, de la dragoste, până ai merge totul bine, de a strânge bani. Știi cum îi adună? Fără număr. Știi când s-a dus, un manelist s-a dus la ATM și a întrebat mașina câți bani vrei? Fără număr! Da. Așa. Deci, bivolul, senzațional. Cu totul? Senzațional. Upățeaș, tălpile tale, deci nu ai nimic de spus. Din nou, fii ca șobolanul. Ai mici... Dar până la sfârșitul lunii... Până pe 6 iulie. Da, după care vine dușmanul tău la putere. Stai liniștit. O să te ceri pe bani. Ține minte. Când? Luna viitoare. Pe 6 iulie? După 6 iulie. Ține minte. Pregătește terenul de pe acum. Ia ce ai de luat. Nu uita vorba evrească. Când am zis că iau, am luat. Când am zis că dau, am zis. Am zis publicitate. Acum, în ce an ești născut? 59. Ce zodie? Domnul la microfon, că suntem la televiziune. Hai, zi cu zodiile. Mulțumim. Fără să se supere pe mine. Da. Le știe pe toate. Așa, deci? Mistreții așa fac, le știu pe toate. Da, mă, dar le și știe. Da, le știe. Dar, o întrebare mică. Cum poate să zică un antrenor înainte de meci? Sper să nu mi se accidenteze niciun jucător.
Păi e ca poftim la masă. E o speranță, pur și simplu. Mulțumim, Emil, lăsăm pe Emil să se ducă la stadion. Mergi mai departe, că ne grăbește cronograful. Vrea am să ajuns la iepurii senzaționali. Cele mai bune stele, dați-i un 6. Puneți-i un 6 pe tricou, trimiteți-i. Deci 6 să-l iepurașii, 6 pe tricou, da? Dar, tu ai Calina iepuraș? Sau da. Cine e? Da? Da. Bravo. Atenție mare că se pot însingura, nu-i lăsați singuri în cameră. Da. Bun, că mai departe. Că pot să trag altceva. Așa. Dragonul, foarte bine. Dragonul și șarpele, amândoi extraordinar, deși au niște stele ciudate, dar pentru că este o nouă a perioadei care aduce lucruri bune, formidabilă lună. Șarpele, atenție mare, se poate îndrăgosti. Șarpele, cocoșul și cu bivolul, da, pot să vină animalul lor de dragoste. Dar e un animal cu steaua 5, înseamnă că își pot pierde dragostea. Mai departe. Altă întrebare. Altceva. După care vine oaia. Oaia, Catinca, care trebuia până acum să o ducă binișor, da? Trebuie să se relaxeze luna asta. De când așteaptă? Da, adică da, puțin chiar. Calm. De ceva timp. Puțină calm. Vrei un lucru de mai pomenit? Pleacă undeva singură. Pleacă undeva singură 2 zile. E o idee bună. 2 zile pleacă singură să nu bați. Închide telefonul, nu te interesează nimeni. Senzațional. N-am mai făcut de mult chestia asta. O făceam pe vremuri. Da? Da. Bine. Maimuța, maimunite. Așa. Războiul maimuțelor. Așa. Maimuțele trebuie să se retragă mai urât decât oaia, pentru că între oaie și cal există un sentiment. Că sunt prieteni secreți. Dar maimuța vrea să călărească pe toată lumea, inclusiv pe cal. Și calul îi dă cu copita, îi trage pe mine mai omorât, dar cu calul ce ai avut. Și să stea la un loc, să nu se bage în business-uri, să stea liniștită maimuța. Cocoșul. Cocoș cel mai aprig. Deci este cea mai afectată zodie. Cea mai proastă lună pentru cocoș, da? Stați puțin, și pentru vestul Europei și pentru vestul lumii, undeva în America. Pot exista scandaluri imense. De parcă imense. N-ar fi destule. Da, parcă n-ar fi corect. E liniște și pace. Sunt deja scandaluri. Păi da, și Trump, stai stormi, puțin. Mormi. Pe 11 va fi... decizia. Da. După care urmează câinele. Câinele reprezintă atât stăpânul țării, stăpânul unui post de televiziune, comandanți, conducători. Au o lună slăbuță în care se pot certa cu angajații. Atenție mare. Așa. Nu știu dacă și la prima ai trei mai departe. Mistrețul rămâne ultimul. Mistrețul n-are nimic de comentat. Ei sunt foarte liniștiți. N-au nimic de comentat. Au o boală care nu o să spună la nimeni, pentru că mistrețul e caracterizat prin a nu spune altora ce vor să audă. Toată lumea vine și îl vede bolnav și zice: cum te simți? Și zice: foarte bine. Doamnelor și domnilor, cu această ocazie mulțumim domnului Golea pentru ocazia de care a dat dovadă și am aflat cum e cu zodiile. O pupăm și pe Catinca. Mulțumesc. După pauză, holograf!